Modul în care s-au pregătit cele două secții de drumuri naționale care își desfășoară activitatea în județul nostru a fost verificat de prefectul Alexandru Moldovan. Este vorba despre secția de drumuri naționale Suceava, care are în administrare 321,467 de kilometri de căi rutiere, și secția de drumuri naționale Câmpul Lung Moldovenesc, de 276,172 de kilometri. În condițiile în care sezonul rece se apropie, au fost luate mai multe măsuri la nivelul ambelor unități teritoriale, subordonate Direcției Regionale Drumuri și Poduri Iași. Printre acestea se numără întocmirea și avizarea planului de acțiune pentru menținerea viabilității pe timp de iarnă, semnarea contractului subsecvent între CNAIR, Direcția Regională Drumuri și Poduri Iași și operatori economici pentru prestări servicii de întreținere pe timp de iarnă, parafarea programului comun de măsuri între Inspectoratul de Poliție Județean Suceava și Secția Drumurilor Naționale Câmpul Lung Moldovenesc, respectiv Secția Drumuri Naționale Suceava, finalizarea montării semnalizărilor rutiere și parțial a parazăpezilor, organizarea serviciului permanent de informare și acțiune pe schimburi începând cu data de 1 decembrie 2021. Potrivit prefecturii Suceava, a fost asigurată cantitatea de 5.129,93 de tone de sare din 12.800 de tone planificate, 11,20 de tone de clorură de calciu din cele 120 și 1.474,47 tone de nisip. De asemenea, 12 utilaje proprii sunt puse la dispoziție și 38 închiriate pentru intervenții în cele 4 baze de dezăpezire din cadrul secției de drumuri naționale Suceava. La nivelul secției de drumuri naționale Câmpul Lung Moldovenesc, activitatea de întreținere pe timp de iarnă va fi asigurată în cadrul a 5 baze de dezăpezire și 3 puncte de sprijin pentru actualul sezon de iarnă. Mai mult decât atât, este planificată aprovizionarea cu 15.500 de tone de sare, 50 de tone de clorură de calciu și 4.200 tone de nisip. La momentul de față sunt deja existente în depozite 6.058 tone de sare, 890 de tone de nisip și 17 tone de clorură de calciu. Aici sunt disponibile 11 utilaje proprii și 36 utilaje închiriate. Dintre acestea, 4 sunt multifuncționale, 20 autoutilaje echipate cu lamă și 80 de încărcătoare sunt intrate în baze fiind gata pentru intervenții. În urma verificărilor realizate, prefectul județului este mulțumit de asigurarea realizată pentru perioada iernii. De asemenea, pentru servicii publice de calitate, acesta a mai solicitat conducerii celor două secții să monitorizeze atent sectoarele de drum aflate în administrare. El amintește și conducătorilor auto să își pregătească autovehiculele pentru iarnă pentru a se putea circula în condiții de siguranță.